Pe stadionul din portul Giurgiuvean a avut loc sâmbătă un meci din Liga 4-a de fotbal. CSM Dunărea Giurgiu s-a distrat cu AS Scărișoara, scor 4-0, în care giurgiuvenii au marcat ca în curtea școlii. Ben! La pauză, scorul a fost 1-0, iar după reluare, echipa noastră a pus stăpânire pe joc și a mai înscris de 3 ori, iar scărișorenii nu au pus mari probleme la poarta dunăreană. E normal să fim fericiți la scorul ăsta și participarea la joc a fost destul de bună, contrar terenului care lasă de dorit. Echipa e schimbată în proporție de 95%, în copii mulți, bucurii. Vă așteptați la un scor așa bun? Drept să spun, ne așteptam. După pregătirea care am făcut-o de 3 luni de zile aproape, ne așteptam. Tot în acest weekend au jucat și juniorii celor două echipe, iar ai noștri s-au impus cu scorul de, atenție, 22-0. Săptămâna viitoare, CSM Dunărea Giurgiu merge la Izvoru pentru a juca cu AS Spicul Izvoru, meci ce contează pentru etapa 14-a din Liga a 4-a. Dunărea Giurgiu este liderul clasamentului, urmat de Viitorul Vedea și Real Vărăști.